Bună seara! Vă voi vorbi despre cartea Disco Titanic a lui Radu Pavel Gheo, un roman deosebit care l-am citit acum câțiva ani, 3 ani circa, și m-a convins foarte tare. Este un roman care dispune de o construcție foarte ingenioasă, cu multe elemente care apar la o pagină și devin importante 50 de pagini mai târziu. Recomand de altfel să citiți ca și mine cu o mulțime de post-it-uri pe peste tot. Asta vă va ajuta să țineți legătura între diferitele elemente narrative. Este un roman care se întâmplă în două axe temporale. O parte a poveștii se întâmplă în 1989, în vara lui 1989, și una după 2010, 2012 poate. Plăcerea pentru aceste jocuri narrative o vedem și în faptul că autorul apare ca personaj, Radu Pavel Gheo, în mai multe scene în care se ceartă cu personajul principal. Personajul principal îl cheamă Vlad și este un bărbat foarte înalt care joacă basket și care în 89 are niște probleme cu securitatea. O cunoaște și pe viitoarea lui soție Emilia și participă la Revoluția de la Timișoara, unde este rănit, este împușcat. Își revine și cunoaștem încetul cu încetul biografia lui, din perspectiva bărbatului de 40 și ceva de ani, Prosper, proprietar a unei tipografii, a unei edituri. Mă rog, nu vreau să povestesc prea multe elemente pentru că le veți descoperi dacă veți citi cartea. Vlad are rădăcini sârbești prin mama lui. După cum știm, există și a existat întotdeauna o minoritate sârbească în Banatul românesc și una românească în Banatul sârbesc. Oricum, grupele astea și celelalte, ungurii, sașii, au trăit acolo de sute de ani împreună, unii lângă ceilalți. Aceste rădăcini duc la faptul că Vlad are o relație foarte strânsă cu fosta Iugoslavie, pe care în 89, în anii 80, o admiră ca țară. Este o țară mai prosperă decât România, mai liberă, mai cu oameni mai degajați, mai veseli, mai bucuroși, mai prosperi. Iar în 2012 se reîntoarce acolo și vede transformările. Deci are loc o juxtapunere a Iugoslaviei, sau mai bine zis, a regiunii dalmatine din zona orașului Split în 89, înainte de războiul civil și după. Vlad este însă un personaj foarte interesant, ca de altfel și celelalte personaje, Emilia, prietenul lor, Loții, fiecare are o psihologie foarte clar conturată, are vorba lui. Emilia, care vine din Oltenia, are o vorbă oltenească, Vlad și cu Loții, una bănățeană, e foarte interesant. Este un personaj ambivalent, spuneam, Vlad, pentru că după 89, în anii 90, el începe să devină din ce în ce mai corupt și este o alunecare înceată în prosperitate. Are o vilă, conduce un BMW, este un om ajuns. Și în același timp este din ce în ce mai dependent de o rețea mafiotică. Și această ambivalență a lui, cum se definește el, cum relația lui cu cel care a fost în 89, care a participat la Revoluție, care avea niște idealuri, este foarte interesantă. De asemenea, interesantă este în alunecarea asta cum el pierde încetul cu încetul controlul asupra compromisurilor pe care le face. Adică, la început, primul compromis, al doilea compromis, sunt decizia lui, putea să o facă așa, putea să nu o facă. A treia, deja e mai greu să nu o facă și încetul cu încetul nu mai este alegerea lui care
care compromisele face, ci sunt niște oameni din umbră care știu ce compromisuri a făcut el înainte și care nu-i mai lasă alegerea. Aș vrea să închei spunând că este un roman foarte amplu, foarte bogat în elemente, în teme, în întrebări, lucru care îl evidențiază în producția literară actuală din România. Mulțumesc!